Deci, ce ai de făcut ca să faci pe bune din învățarea ta o prioritate? Primul pas și probabil cel mai important este să-ți clarifici obiectivul. Acest pas nu te ajută doar să îți crească nivelul de atenție când înveți, de intenție ca să înveți și de retenție de informații atunci când înveți, ci totodată te ajută să filtrezi mult mai bine cu ce cursuri din platformă începi, pentru că vei intra într-o bibliotecă uriașă și s-ar putea să fie un pic haos dacă ție nu ți-e clar ce urmărești. Deci care e obiectivul tău de învățare? Și mai ales care sunt acele subiecte sau acel prim subiect cu care vrei să începi. Dacă deja îți este natural să înveți despre acel subiect, atunci acest curs mai degrabă te servește când vei începe cu acele subiecte unde nu ți-e natural să înveți, unde îți vine să caști când te gândești, când citești două pagini pe acel subiect. Dar dacă consideri că încă nu ți este natural, încă nu faci în mod natural cu intenție, atenție și retenție să înveți pe subiectul respectiv, atunci scrie acolo primul pas, care e acest subiect. Pe urmă, prima dată aș vrea să spun de ce țin foarte mult la acest pas. La un moment dat am lucrat cu un client care îmi zice în felul următor. I-am dat unui angajat să se ocupe de un proiect. El mi-a zis că se ocupă, mi-a dat un termen, am avut încredere în el, m-am dus și l-am monitorizat și îl întrebam cât la sută din proiect este realizat, el mă ținea la curent, dar ce să vezi, a trecut deja de două ori de termen și nu și-a făcut treaba. Și l-am întrebat așa, pe baza ce îți spunea el procentul din cât a realizat? Și îmi zice, păi doar îl credeam pe el, îmi zicea că i-a făcut 40%, îl credeam. Și am zis, ok, avem o primă eroare acolo, pentru că dacă îți spune el, înseamnă că voi n-ați făcut, probabil, o listă de acțiuni care intră în acel obiectiv. Ați făcut așa ceva? Îmi spune că nu. I-am dat ca temă să meargă să facă împreună cu el care e lista de acțiuni și să vadă exact unde s-a blocat omul de fapt. Data viitoare când ne-am întâlnit, surpriza a fost următoarea. Proiectul respectiv conținea 15 acțiuni, omul făcuse 8 sau 9 dintre ele impecabil în câteva zile, dar pasul acela 9, să zicem, era să dea un telefon. Și lui nu-i plăcea să vorbească la telefon, mai degrabă ar fi primit 5 palme decât să dea acel telefon. Dar de rușinea șefului n-a zis nimic, a zis că proiectul e în desfășurare, încerca să evite acel pas, să-i facă pe ceilalți, însă nu era posibil pentru că acolo depindea de decizia cuiva la acel telefon. Ți-am dat acest exemplu ca să vezi că nu neapărat mă leg de tine și de învățarea ta per total. Dar dacă sunt anumiți pași, anumite subiecte sau microteme pe care ți-e greu să înveți, dar știi că sunt vitale pentru tine, atunci procesul pe care urmează să ți-l prezint este necesar, este vital și este cu multe beneficii pentru tine. Cunosc oameni care învață lejer pe business, dar dacă îi bagi în zona de management, de cifre, dau înapoi, încep să caște, evită subiectul respectiv. Sau cunosc oameni care spun, banii sunt o prioritate pentru mine și întreb, ok, când înveți despre bani? Cât înveți despre bani? A, nu, dacă citesc un articol financiar, mă plictisesc. Dacă pe un subiect anume te plictisești, el în sine nu este o prioritate pentru tine. Vânezi un rezultat, înțeleg, vrei să ajungi la o anumită sumă, vrei să ajungi la un anumit rezultat în viața ta, dar care sunt acele acțiuni despre care sau pe care ți-e greu să înveți? Care sunt acele acțiuni pe care încerci să le eviți în proces și să te grăbești spre rezultat? Astfel de acțiuni vreau să le recadrăm în minte și să reconfigurăm harta ca să-ți fie natural să le faci și pe acelea. Cum facem asta? Îți amintești din clipul anterior că am zis, mintea are 3 căutări, să evite durere, să caute plăcere, să găsească sens. Asta nouă ne spune un următor insight, foarte prețios. Orice fac sau nu fac în prezent este datorat hărții mele din prezent. Adică dacă eu în prezent, să zicem, am subiectul bani și mi-e greu să învăț despre bani, spun teoretic că banii sunt o prioritate pentru mine, dar mi-e greu să învăț despre bani, asta nouă ne spune că harta din spate ne arată că găsesc dureros să citesc un articol despre bani, mi se pare că nu înțeleg sau e plictisitor sau e un consum de timp, să zicem, în raport cu altceva la care găsesc mai mult sens.
găsesc mai multă plăcere în a studia altceva și atunci m-am pus eu să citesc ziarul financiar sau un blog sau să mă uit la un curs din platformă pe subiectul banilor sau să citesc o carte despre bani pe care am amânat-o de multă vreme, dar mintea mea nu va fi acolo pentru că nu va găsi acolo plăcerea, va găsi în altceva și atunci îți va spune hai mai degrabă pe subiectul ăla pe care ție îți place. Respectiv, nu găsește suficient sens în studiul banilor per se, ci doar în rezultatul pe care eu îl doresc dacă vin banii în viața mea. Și atunci, ca să schimb asta, mă uit la toate cele trei variabile. Respectiv, legat de subiectul banilor, vreau să reduc din durere, deci reduc durerea asociată cu subiectul viitor, deci cu subiectul banilor pe care mi-l doresc. Respectiv, cresc durerea situației prezente, adică a faptului că nu învăț despre bani, prezentului. Ok? Dacă ne ducem la plăcere, ce avem? Avem adaug plăcere. Dar hai să schimb și aici, cresc cu adaug, ca să folosim aceleași cuvinte. Adaug plăcere la subiectul viitor, deci la bani, la asociată cu viitorul. Respectiv, reduc din plăcere la ce? La ideea de a nu studia banii. Deci la orice altceva am studiat în locul banilor. Deci reduc plăcerea prezentului în raport cu banii. Și cu sensul ce facem? Aceleași cuvinte. Adaug sens învățării banilor, deci subiectului viitor, respectiv reduc sensul prezentului, în contextul în care eu nu învăț despre acel subiect în prezent. Deci am 6 acțiuni care se vor transforma în niște întrebări specifice pe care ți le spun în curând, 6 acțiuni menite să reconfigureze harta noastră mentală în jurul temei sau în jurul acțiunii specifice care momentan mi-e nenaturală, nu am atenție, intenție sau retenție acolo. Ce facem de fapt în spate este că apelăm la o funcție a creierului care se cheamă neuroplasticitate, care ne spune că al nostru creier nu e de fapt un organ fix, rigid, neschimbabil, ci este într-o continuă modelare. Iar metafora care mie îmi place aici și care este foarte potrivită, precisă pe ce se întâmplă în minte, este cea a unui copac într-o pădure deasă. Dacă vreodată ai fost într-o pădure deasă, poate ai observat că de-a lungul trunchiului nu prea sunt crengi, ci copacul își modifică structura în așa fel încât mai toate crengile să fie sus, acolo unde există lumină suficientă și apă suficientă. Cu alte cuvinte, și-a modelat structura, harta, ca să maximizeze beneficiile în ce are sens pentru el, adică în apă și în lumină. Ori exact asta face și creierul. Decide să usuce crengi, adică legături neuronale, sau să le alimenteze cu oxigen și glucoză în funcție de ce percepții de durere are, de plăcere sau de sens. Adică, dacă eu am avut o creangă, să zicem, metaforic vorbind, o legătură neuronală spre bani și am învățat despre bani la un moment dat, să zicem, în liceu mi-a fost ușor să învăț despre bani. Dacă momentan nu mai este natural să fac asta, înseamnă că pentru al meu creier, decizia de a ofili, de a usca acea creangă, a venit tocmai pentru că a fost durere asociată cu acel lucru, plăcere asociată cu altceva, sens asociat cu altceva. Ca eu să recresc acea creangă, să convin creierul meu să facă asta, am nevoie să-i fac un proces prin care să-i adaug plăcere acolo, de fapt să fac cele 6 acțiuni pe care le-am descris adineauri. Ne folosim de neuroplasticitate ca să remodelăm creierul. Nu ne folosim de voință. Aici intră majoritatea oamenilor. Își propun să învețe pe un subiect și apelează la voință
își propun sau își impun să învețe pe un anumit subiect și se trezesc la un moment dat că de fapt nu au chef, că sunt frustrați, că amână, că se sabotează, că obiectivul ăla a rămas teoretic și atunci pierd în încrederea de sine, data viitoare poate nici nu-și mai pun un obiectiv, fac promisiuni legate de care nu se țin, acea promisiune la început de an. Câți oameni care își propun la Revelion un anumit lucru se și țin de el? Păi de ce nu se țin de el? Pentru că au apelat la voință și nu la structura creierului și să facă un proces prin care să modifice natural creierul, astfel încât să lor să le fie natural să facă acele acțiuni pe care și le-au propus.